primarul socialist Ceban a dat ordin poliției și a împrăștiat toți comercianții stradali de la toate intersecțiile, sau cel puțin iată în intersecția asta i-au împrăștiat, a venit poliția cu girofar și a zis vse, la revedere. Chiar și cu cei care vând carne la un lot au ceva, dacă fac poză s-ar putea să închidă business. Da, dar ce faci și tovarășe ce bani cu oamenii venituri foarte mici, parcă ar trebui să-i aperi, nu? Trebuie să fii primarul proletarilor. Ce faci cu oamenii care vin să-și vândă sărăcia în stradă? Sunt unii șmecheri care fac business din brânză contrafăcută sau din marfă cumpărată de la piața în groș, pe care vin și-o vând în stradă ca și cum ar fi a lor din grădină. Dar foarte mulți vin și-și vând lucrurile de acasă. Găina din grădină, prasadele. Ce facem cu oamenii ăștia? Polițistul nu vrea martori. Comunică cu proprietarul gheriei, oare? Cum se numește firma? Curtea Măcelarului. Ia cu mănuși, dar nu are aparat de casă, are numai un calculator și atât. Are niște facturi acolo, dar asta nu spune mare lucru. Prăvăli patru roți, o duci unde vrei. Pentru o societate mai sigură și inclusivă ar trebui să fie, nu-i așa? Pentru toți, hai să ne gândim la soluții pentru oamenii care o duc de azi pe mâine. Bariere absolut primitive pentru alte mașini, dar e ca poliția cu Duster-ul a trecut. Și alte jeepane sau calare pe trotuar. Pentru că pot. Poliția în slujba socialiștilor îmbuibați și pervertiți. Să vedem care e pasul următor al lui Ceban. Îi împrăștii pe oamenii ăștia și ce alternative le dă? Să iasă la protest. Să înscrie în alt partid. Să voteze alți primari. Până în seară poliția a plecat și vânzătorii stradale au revenit și cu vin, și cu lapte, și cu carne, și cu produse agricole. Intrați și cumpărați. Mă mir că a dispărut rulot aceea cu carne. Se înceapă cu urechinii cei mai mari. După aceea poți să o lămuri și cu vânzătorii de pe jos, fără tarabă. Dar și ăștia sunt pericol, inclusiv epidemiologic. Credeam cu fiscul, n-ai ce să le faci, să le ceri. Impozii de pe bostanul ăsta, tot venitul ei o să fie 50 de lei până de seară, maximum. Sau aceea cu mere, cu prăsare, cât ați câștigi? Are două calderi și cam atât.